Pace și bună ziua! Astăzi facem o rețetă pe grapă, cum să zice. Uitați aici. O rețetă ușoară. Ușoară. Un cartof, o ceapă foarte mică și carnea asta. Le pun toate la un loc și la final mai pun și un dovlecel deasupra să iese așa cum vreau eu, cum să zice. Eu fac acum titlul să fie cartofi înăbușiți cu un pic de carne de curcan. Am aici carnea de curcan, uitați, așa. Și pun carnea asta și o înăbușesc acolo cu... Dar prima dată pun carnea și cu... Hai, începem rețeta. Și după aia fac aici, așa m-au venit mie două, trei bucăți numai, nu mult, de languș, de turtă, de ceva. Am aici drojdie. O nucă de drojdie. O nucă de drojdie. Și am lapte, că de-aia fac, că stă acolo în frigider și când era în ușă la frigider, când era dincolo, nu stai că-ți pun eu capăt. No, acum începem. Ok. Dovlecelul ce am luat e ok? Dovlecelul care l-ai luat, dacă mai fi luat mărar, ar fi făcut, uitați ce dovlecel m-a luat, ăsta deja e copt. Și dacă m-ar fi luat mărar, ar fi dat părăzătoare să fac sos. Păi n-ai spus să-ți iau mărar, ai zis să-ți iau dovlecei. Păi da, eu am crezut că știi ce e la dovlecel. Ăsta, o idee cumva ar fi dovlecel, ăsta-l pun acolo între cartofi. Dar aștia două trebuie să le răzăresc să fac sos, știi? Și dacă ar fi luat mărar, ar fi făcut, sincer. Dar nu luam mărar. Așa. Dacă n-ai sus. Vă arăt încă ceva, care... Oricum, mama trebuie să meargă la... Ai spus ea. Să-ți iau să fie moale. Da. Uitați aici. Deci, eu când cumpăr vinetele, trebuie să fie așa negre la culoare și moi. Atunci îi vânăta care nu-i petroasă. Care-i vânăta? Și daci săracul o lua pe asta trecută de timp, bârcită, dar moale. Și lasă, să știți că lasă și asta. Dar nu-i petrită, nu-i din aia care să fie petrită. În sfârșit, ceva au făcut el și bine, dar... De-aia îmi place să-mi iau eu ce-mi place, fiindcă mie nu-mi place să arunc. Este femei care le ia din alea tari și atunci le prăjesc și în mijloc îi ca piatra și o aruncă, că n-are ce să facă cu ea. Că e numai pe mărgini un pic de ăsta și rămâne așa. Și siuț, nu sunt așa faine, ca o vânătă care lasă ea... bine, să fie bine pătrunsă. Aia tătă e neagră, sămânțele nea negre. Asta e albă, să știți. Vă arăt. Și acum o pun aici peste cartofi. Asta n-am știut că fac. Dacă pun peste cartofi, că e bună, știi ce bună e. Nu-i musai dovlecel. Dar și dovlecel pot să... O să iese o mâncare faină. Deci sunt răcită, să spun și de mine. Sunt răcită bine, am spus că sunt răcită copță. Și acum pot ies eu. Uitați, vedeți? Îi albă, are mai și sămânță un pic. Dar aștia nu să ia în considerare. Deci ea îi moale, faină. Vedeți? Dar alea când puneți mâna pe ele și stai, alea nu-ți bune de nimic. Nici eu n-am știut, tata la doamna Vercu știu și asta. Așa. În ce să fac eu, că asta e prea mică, cred că. Aia de sarmale. Tăiem ceapa asta mică. Așa. Și punem carnea, că asta trebuie să se facă prima dată. Deci carne de curcan. Curcan. Nu pun mult. Așa.
punem aici pe foc. Punem sare. Da, Angie. Deci am pus-o pe foc, am pus morcovul cu ceapa aia mică, pun puțină apă. Pun puțin ulei. Wow, o pic atât. Acum lasă-l acolo. Deci, când apa asta scade de aici, atunci pun și dovlecelul, pun și vânătaia, pun cartofii, toate. Deci când scade apa asta. Așa. Așa. Acum fac aluatul. Punem cam jumătate de kilogram de făină, că mie nu vreau să fie mult. Și arăt eu cam cât ar fi jumătate de kilă. Cam așa. Uitați așa. Sau cântăresc să se vadă că e atât. Mami, o doamnă râde de bolul tău că e cu buline. Oare de ce? Fiindcă ăsta e mai așa, la unguri le place roșu cu bulinuță. Știi? Mai piroșca. 400. M-am greșit cu 10 grame. 100. Da. Mai un pic. Mai dată cât ai pus și 500. 500. Iac. Nu vreau să fac mult. Puțin. Dar mi-e poftă mie, că eu prăjiturile ce le fac pentru ei, eu nu servesc și câteodată aș mai mânca și eu ceva. Punem drojdia. Ce m-a băjucurit cu ăsta meu? Nu au râs de ea, nu știu de ce. Habar n-am. Așa era pe timpuri și oale și... Uite, nu pun tot. Deci ai pus jumate dintr-o nucă. Da. Punem jumătate de lingură de sare. Așa. Și am aici laptele la care am spus eu că stă de acolo în frigider degeaba. Da, cam câte? Ce zici? Cam cât lapte? Cam, să zic, jumătate de litră de lapte. Nu pun zahăr, că aștia le fac pentru mine, cum să zice. Dacă vor să fie dulce, nu înseamnă că să-și pună gem. Dacă își pune gem, e binevenit. Eu în cămară am și de anul trecut și de la lantan gemuri și am zis că trebuie să fac curat acolo ca să fac loc și la aștia lante și le-am lăsat aici pe masă. Și soțul meu se servește, doamne apără, dacă n-ar fi înaintea lui, n-ar zice nimic, n-ar merge acolo în cămară, dar dacă îs aici, tot desface pe ele. Și deja... Am văzut că e unul desfăcut. Două. Unul e început mai... Și o mai vrut să mai vadă și ăla la întâlnă. Trebuie să le ducem. Trebuie să le ducă. E problemă. Așa. Uitați așa, e poca. Vedeți? Așa. Și pun un pic de ulei. De aici nu am ulei. Punem puțin ulei. Că chiar numai, uitați, două linguri de ulei, nici atâta. Chiar numai să fie numai apă cu sare, mai punem și un pic de ulei.
Atât. Acum pune capacul. O doamnă a spus că gemul meu, sau nu știu ce e gem, dulceață, dar mai repede gem, a ieșit foarte subțire, nu? Așa au zis? Ba da, ba da. No, uitați să vă arăt. Uitați, așa arată și vă arăt imediat. Mamă, spăl pe mâini. Cine e cu lingura? Bine să știu. Dar ai. Eu cred că nu-i subțire. Nu, e numai bine. Și poți să-l pui cum vrei, și la prăjitură, și la ce vrei, la tot. Și ăsta de cireșe cu vișine deja nu mai este. Deci se servește, dar nu-i bai că se servește, că pentru asta am făcut, dar el nu prea are voie, că și era început de diabet. Luăm, punem aici făină până să face coca puțin mai, să o mai face mai vârtoasă, nu tare, dar așa moale nu pot să o las. Nu știu unde am răcit eu chiar în halul ăsta, dar am răcit bine. Nu tușesc, nu fac febră, nu fac nimic, nu mă curge nasul. Până eu m-am făcut o cafă, aluatul prin minune, s-a și pus. Păi, dar am arătat acum cum s-a făcut, las. Numai atât dacă l-am pus să se ridice. Acum mă duc afară și pun pe pivniță la soare. No, bine. Eu îmi beau cafea mea. Pe curând. Ok. Deci, ceapa s-a topit. Ceapa s-a topit, carnea s-a... Hai să arăt, nu ce du așa în spate, vine aici. Aici, așa, să arăt ceapa. Deci, uitați, ceapa e topită. Uh-huh. Și atunci și carnea e pătrunsă bine. Chiar e gata dacă e până acolo. Și atunci eu pun cartofii. Așa. Îi punem cum se duce pe direct. Și imediat e gata tot. Nu m-am uitat, îmi pare rău că nu m-am uitat la ceas, să vedeți că în jumătate de oră e gata mâncarea. Nu fac multă, că Shangi a făcut o rețetă face, cu spaghete, cred că, nu? Nu, cu tăiței din aia mintă. Păi tăi... Nu spaghete. În sfârșit, îți paste, nu? Îți capă e țăi, păstii. Și eu nu pot să mănânc pastele alea. Nu că diabetică. Nu știu de ce, eu nu prea suport mult roșii. Dacă pui suc de roșii, pastă, ceva... O pun două roșii, nu pot să o suc de roșii. Da? Da. Chiar mâncare liniștită. Și eu zic că asta e liniștită. Uitați așa. Se face cartofii aici. Și pun și dovleacul și vânăta. Ce se închide blicul de la telefon? Îmi amintesc că fiica lui verișoara mea
O văzut cum am făcut mâncarea asta așa. Și i-a plăcut atât de mult. O mesea sărăcuța în piaț. O grămadă de dovlecei m-a luat. M-a cumpărat ca să fac așa ce eu știu tia că fac eu așa fain. I-a plăcut atât de mult. Aia vreau să spun. Lenuța? Da. Uitați așa și îl punem și pe el, pe dovlecelul nostru. Hai! Cred că n-ați mai văzut să taie cineva ca mâna mea. Eu mă descurc. Dacă mă duc la tabără undeva, eu pot să fac și fără tocător sau așa. Știi? Uite așa, pun un pic de apă. Atât. Deci hai să vă arăt și asta. Deci eu am pus apă, dar trebuie și să ajungă la cartofi. Vedeți? Deci cartofii ferb acolo. Și ăsta e așa, numai deasupra, că el se topește oricum. Dar cartofii trebuie să se facă. Acoperim și revenim. Fă cumva. Uitați așa arată. Să văd dacă cartofii îs mai trebuie. Dar deja au pătruns. Acum am o legătură de pătrunjel și jumate pun acum și jumate când e gata. Dar e foarte important dacă pui și acum. Așa. Și pipată. Ioi. Ia așa. Și revenim. Stai. Ok. Până cartofii fierbe acolo, eu trebuie să fac și langoșul, uitați, s-o acrit cât de cât, nu așa tare, dar e bine acrit. Trebuie să-mi iau eu cafeaua, că las că n-ajungi până aici. Stai, pătrunjel, am văzut. Ce fain că mai vine o adiere de afară, de vânt. Deci nu-l întindem mai mult, atâta e suficient. Altul pătrunjel. Lasă, că n-are nimic. Să tai așa rotund sau tai cu cuțitul? Vrei să faci langoș? Pot să fac langoș, pot să fac și cu dulceața aia ce-a rămas de tata, tot să pun așa. Langoșul e mai fain să fie așa mai lunguieț, ca la piață. Da, știu. Dacă e să fie langoș. Știu. Că dacă e să fie, cum le cheamă, gogoș, văd că lumea zice că trebuie să fie rotuns. Apă, nu. Acasă, la noi, poate să fie și dreptunghiular, că tot... Vă arăt acum bun. Cum făcea bunica mea. Uite așa. Așa. Și atunci. Ia că așa tăia.
Eu pot să dai și cu paharul, pot să le fac și roturi. Deci nu-i problemă. Dar vreau să vă arăt așa. Nu ia ca așa. Și acum punem la prăjit leu. Dar tu cu gem le faci? Fac și cu gem pentru voi și pentru mine fac fără nimic. Ascultă-mă, nu fă cu gem, lasă-le așa fără și dacă ne trebuie gem, ne da, punem deasupra. Eu pun așa că știu cum trebuie făcut acum. N-o ce ai? Deci eu fac și cu gem. Uite așa. Ia, ești mea. Asta, din cauza că mă deranjez. Am înțeles. Uite așa, vezi? Și mie aștia mici toate s-a mele. Da, numai nu, eu zic că mai bine așa să ne punem deasupra cât dorim. Mai bun e așa când e înaluat, nu? Uitați, așa facem. Vedeți? Am mai întins un pic aluatul. Sau tu vrei să faci special pentru prietenii noștri să vadă cum să faci, asta altceva. Exact. Nu bine. Atunci nu mai zic nimic. Vedeți? M-am adus aminte la bunica mea. Nici eu n-am știut când am intrat în bucătărie că vreau cu pesmet. Gem. Vai ce miroasă de fain. Atât e de bun. M-a rugat pe sănătate Carmen, că i-am dat și ei din el. Și a spus că așa îi place și atât e de bun. Da, s-a găsit o doamnă să zică că e prea subțire. Nu. No. Dar n-am nimica cu ea, să știți, ma... Nu, vreau să zic că s-o găsit cineva să zică ceva. Știi ce fac? M-a venit acum o idee instant. Poza aia cu gura lumii nu o poți opri. O să o pun la sfârșitul videoclipului. Nu, nu te râde, te râde. Știi ce, n-am voie. Toată lumea e așa. Nu, dar ca să se înțeleagă. Ok. Dar știe lumea mai bine ca mine, că eu n-am numai 38 de ani. Toată lumea zice, doamna Rodica, dar nu mai le băgați în seamă. Da, dar atât e de faină. Dar să știți că și dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, n-ați tace. Tăcea. Fiindcă parcă nu poți să taci când auzi atâtea, atâtea. Deci pe mine mă amuză foarte mult pozele alea. Exemplu care îl arată în poze cu măgarul și cu oamenii. Că ajungi... Eu nu mai am aici să pun și pentru asta. Da, nu-i bai, o lăsăm. Deci aștia cât i-am? 2, 4, 6, 8. 8. Punem aștia prima dată. Nu ți-ai pregătit o farfurie pe care să le pui? Oh, aia e mare lucru. Eu cred că nu. Nu știu ce are blițul ăsta, nu se închide singur. Deci ați văzut până cartofii începe să se facă și... Ia că-mi fac și eu pofta. Uitați aici. Vedeți? Cartofii acum începe să se facă. Uitați, vedeți? Imediat e gata. Și imediat e gata și langoșul meu. Patrat. Langoș patrat. Langoș televizor. Trebuia un șervețel aici să pun, dar o să pun. Hai că ți-aduc. Nu, mă duc eu și mă duc.
și dacă mai arunci un pic de uloi, păi iată-te cum se umplă. Uite, vezi-o? Mi-e frică. De cine? De ulei. Tocmai. Să nu sară pe mine. Ce interesant, aici miroase piparcă. Ardei, mă scuzați. Și acolo miroase gogoș. Așa m-a venit mie, stăteam în pat și mă uitam pe telefon și am zis, no, acum am foame și până Angie să facă, până termină ea, ia să mă duc eu fac doi cartofiori și îmi fac un pic de langoș, de... Langoș, cred că e gata deja. E gata? Da. Și ia că m-am făcut dacă m-a trebuit. Bine, acum că îmi cure nasul, dar nu stau în pat. Doamne apără. Numai problema e să nu iau și eu de la tine. Acum rămâne de văzut. Vedeți ce repede se termină și una și alta? Și v-ați făcut pofta. Acum se vede că acum am pus și cartofii și a luat acum l-am făcut. Nu-i... Știi ce, mie, ce idee m-a venit? Cum aș mânca eu astea? Cu ce? Cu sare. Mâncă, dragă, și cu sare. Deci eu mă refer că aluatul s-a ridicat așa de repede, până crumpii să fac acolo și aluatul. Dar de ce? Fiindcă am pus... Cum îl cheamă? Lapte aprin. Știi? Mâine ne aduce Ioaneș lapte. Ioaneș? Ioaneș, mami, hai spune Ioaneș. Ioaneș. Hai, văzut că știi. Lasă-l pe săracul Ioaneș, cum ai sughiță. Auzi, bunica mea, era la cooperativă și-l chema Teofil. Teofil. Dar ea putea să spună Teofil. Dar îi zicea Trofil. Așa și tu. Nu știu de ce rău, ce bine aia spun. Da, e să nu-i pe bunica ta. Da. Crocodil verde. A, și maică mea, da. Mama mea, i-a spus mătușa ei, sora lui mama, aici stâncă e gata. Adică închid. Da. Stângă răgazul, nu așa se zice. Închid focul. Ok. Avea o fată bolnavă și probabil era pentru dormit medicamentul ăla. Îl țin minte cât eu trăiesc, îl chema Cordolazin. Și zice mătușa a lui maică mea, zice câtă ea, auzi, dacă merg la farmacie și ceri, spune că îi verde Cordolazin, îi verde bobițele alea. Poate nu te exprim bine și spune că sunt pastile verzi. Doamne, cât am râs noi. Ea n-a mai ținut minte de Cordolazin. Și am mers la farmacie și a spus, vă rog frumos să-mi dați crocodil verde. Da. Da. Dar nu s-a dat seama ce zice. Nu știu. Nu știu dacă nu dau seama. Și eu da până la urmă. Da, păi mi-au cunosc cu farmacistele să-ți ne iau de burtă. Ah, ok. Aveam o farmacistă, nu știu dacă nu a decedat, că ea era mai în vârstă ca mine. Și mergeam la piață și farmacia tot lângă piață era, tot pe strada aia, pe Merțian. Și frumoasă farmacistă era, foarte frumoasă. Și vedea că eu am ceva în clasă și mă întreba, ce ai luat? Ai luat fructe? Da! Și îi dădeam fructe și așa se bucura când îi dădeam fructe. Ce cumpăram? Cireșe sau ce aveam acolo? Deci noi am fost bine cu farmacistele și îmi zic de astăzi. Suntem bine cu ele. Am fost la farmacie
și fetele când m-au văzut, vai, tanti, ce i-a plăcut la maică, mi-a mâncare aia și aia și, și mie și așa fericite râs când mă văd și îmi spune. Magica. Iere! Mășic. Uitați mâncarea mea preferată. Și bun și gustos. Uitați așa arată. Vedeți? Mâncare mai ușoară, mai o mâncare liniștită, cum să zice. Dar poți și crumpi goi să mănânci, nu să cui coace. Place. Nu? Ce zici? Zic că cui place așa mai ușoară. Da. Nu, uite, am pus acum prea mult, dar nu mai pun. Ia că așa. De unde e gemul, doamnă? Păi, probabil n-ai luat. N-ai luat gemul. Cum o zis... Deci, vin aici. Deci, uitați aici. Așa arată. Vedeți? Mai este și un pic de zămuță unde s-a făcut. Așa, acoperim ca să nu vină cineva nepoftit. Cum au zis socrul meu la femeia aia când a luat langoș cu brânză sau ce? Unde e brânza? Unde e brânza, doamnă? Și eu tot am mușcat, tot am mușcat, dar pe uite, acum numai începe. Numai pe zărădan să nu-l înșel. Da. Ca atunci aveai șamar. Da, și pe bănățan. Îți dă în cap, bănățan. Acum noi căutăm la crăstăveț. Crăstăveț. Să vedem dacă s-a făcut. Dar uite că trebuie să iau ascultat. Deci s-a făcut, că uite cum fermentează. Uite acolo. Uitați aici cum fermentează, vedeți? Deci s-a făcut. Carmen, tu când vii, cred că-s prea acri. O să vină aia. Hai, Carmen, mai repede. Săptămâna viitoare. Să luăm unul, să vedem cum se nimerește, cred. Carmen, noi am vrea în fiecare zi să fii cu noi. O să vină timpul ăla. Timpul ăla o să fie. Numai să ne bată ușa, am venit. Și asta exact. O să mâncare. Exact. Oh, ce fain. O să vină și timpul ăla. Timpul acela o fi cândva, când vrea Domnul. No, asta punem înapoi. Așa. Așa. Și acum suntem gata. Prezentăm castraveți. Daci, vi se guști. Nu mai pot. Dar castravete merge. Asta te sfințește acum, să știi. Ia că așa. Dar eu să-l pun aici, lângă mâncarea mea, ce zici? Da. Doamne, ce bune. Cum zici tu, n-are rost. N-are rost, un da. Un pic mai trebuie să stie. E bun? Mie nu-mi place mai acru, dar tu. Îmi place că e crocan. Nu-i sărat tare. Nu stă bine aici. E fain. Mai scot unul. Doamne, dar bune. A, și-o pipar că, da? Da, și-o pipar că vreau. Da? Apa pune și astea rândă, mami, nu? O să le pun, ho, că n-am și mine. Astea. Și macaronile tale unde s-ar mă să le pun aici? Care macaronii? Ce-a făcut Anci? Da, nu mai, ui, la burtică. Nu-s mai. Așa. 4 km am fugit așa. Mai vine un domn cu burtă. Hai, tati, să vadă lumea. Hai, vadă-te, tati. Ce sportiv ești tu. Bine, Daci. No, bun. No, spune. Deci, o pregătit tot pe masă. Frumos. Aceasta este realizarea mea. Frunză de pătrunjel deasupra n-am mai tăiat, că nu mai trebuie.
Cine vrea, pune. Eu nu mai pun. Să pământ atât. Deci, cartofii îs bine făcuți, vedeți? Dovlecelul ăsta, cu vânăta asta, n-am cuvinte cât îi de fain pentru cartofii ăștia. Și cu un pic de crăstăveț. Da. Dar eu știți cum, cu ce mănânc. Uite cu așa. Cu așa ceva. Cu așa ceva. Da. Deci acum să spun și o părerea mea. Nu arată așa frumos, dar e o mâncare gustoasă. Da, da. Hai să pun pătrunjă, păi poate arată și... Da. Arată, nu, cum o fie toate legumele împreună, să... da. Dar toate legumele care o fie, o da gustul lor în mâncare și să combine niște gusturi foarte faine. Eu știu mâncarea asta, cum o face mami și e foarte dulce, da, și e, faină. E bună, da. Foarte bună. Și castraveții arată super. Și acum un pic de frunze de pătrunjel deasupra, așa cum îmi place mie. Și ia ca așa, gata și această mâncare. Nu am văzut. Ia ca așa. Și acum nu vă las până nu vă arăt asta cu pesmet. Stai că aici am tăiat frunză. Deci pesmet înseamnă gen. Da, așa se spune la banan. Așa se spune la noi. Dialect. Că multe lume nu știe despre care pesmet e vorba. Despre pesmetul care se face din pâine, care se face șnițel cu el, sau... Trebuie să cuși eu... Restul lumii știe. Ioi, Carmen, hai la noi. Hai, Carmen. Vine și iubita mea. Hai de la capitate. Mm. Când uite, mă, cu crăstăvete. Uite, nu vrei crăstăvete? Nu, bun. Nu-i foame, am mâncat. Hai să arătăm. Aici-s. Uitați, așa arată cu pesmet. Uite așa. Mamă, ce fain arată. Vezi că cuvetat, hei. E cald. Da. S-o încins. Păi fă poză. Adică arată. Cu cuțitul să arătăm cum arată. Că așa când îi rupte tot sunt prăștiați. Da. Uitați așa. Așa. Nu mai te juca cu el. N-am cum să arăt aici, că să vadă gemul mai bine. Mă tot cu gem. Nu, nu-i bă. N-am ce să-i fac. Fă poză aici. Ok. Și nu mai pui acolo. Da, bine. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc că ne dă numai bunătăți, cum spun eu. Ne oferă numai bunătăți. Și să știți că mie așa îmi plac crastaveții până nu să acrestare. Asta e șmecheria. Parcă te... Așa, parcă sifonați. Exact, asta vreau să spun. Da. Na, vreau să închei. Vă dorim numai bine. Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi la fel. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă zilnic. Pace, la revedere! Nu ești departe și ești în lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frimul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n-a lui inimă te-a luat. Te ești departe și ești de lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frimul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n-a lui inimă te-a luat. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus, nu
nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu, nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Te-a